Un accident rutier în care a fost implicată o motocicletă și un autoturism s-a produs ieri pe șoseaua nordului din Ploiești. Șoferul motocicletei împreună cu o pasageră au fost aruncați pe șosea în momentul în care la semafor o portieră s-a deschis brusc în fața lor. La fața locului au sosit imediat echipaje ale poliției și ambulanței. Un bărbat în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe o motocicletă împreună cu o pasageră în vârstă de 21 de ani pe șoseaua Nordului, a depășit pe partea dreaptă un autoturism care era oprit la semafor. O femeie din autovehicul a deschis portiera fără să se asigure, acroșind motociclul. În urma impactului, atât motociclistul cât și pasagera au fost proiectați pe carosabil, fiind transportați la spital. Cercetările continuă, iar în cauza a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpa.